Bună și bine v-am regăsit la o nouă filmare pe tema iubirii, o etalare legată de relațiile sentimentale, valabilă pentru toți cei la care ajunge acest videoclip. Dacă acest videoclip ajunge la tine, este clar că te confrunți cu o situație destul de bulversată pentru tine, o situație destul de stresantă pentru tine în ceea ce privește conexiunea cu persoana la care tu te gândești în acest moment, o etalare aproape personală și pentru fiecare dintre voi cu siguranță are un mesaj. Pur și simplu făceam altceva și dintr-o dată mi-a venit ideea de a face această etalare pentru că mulți dintre voi aveți nevoie de răspunsuri, de a afla ce se află în culisele acestui teatru la care uneori ești actor, iar alteori pur și simplu ești lăsat pe din afară. Astăzi sunteți bine, totul este perfect, ca mâine lucrurile să se răcească, să dispară persoana respectivă din viața ta, astăzi să te ia în brațe, să spună te iubesc, ești cea mai importantă persoană pentru mine, ca mâine să nu mai existi pentru această persoană și, ca drept urmare, vreau să vedem gândurile acestei persoane, gândurile reale, ce se ascunde în spatele acestui teatru, da? Că uneori ți se pare că este un teatru ceea ce se petrece în viața ta, pe scena vieții tale, care sunt gândurile sale în ceea ce privește conexiunea voastră. Are de gând să facă ceea ce a promis. Gândurile sale sunt îndreptate înspre tine sau totul este doar o joacă de copii? Care sunt sentimentele sale reale? Este cu adevărat iubire ce simte această persoană sau este o dependență? Această persoană are nevoie de tine și îți spune ceea ce vrei să auzi? Și care sunt cu adevărat acțiunile? În ce direcție se îndreaptă relația voastră? Nu este o etalare cu variantă de răspuns, este o etalare aproape personală, valabilă pentru toți cei care accesați acest videoclip, indiferent că îl accesați în momentul în care este postat sau peste un timp. Este o etalare timeless, nu are dată de valabilitate. Și haideți să vedem acum care sunt cu adevărat gândurile acestei persoane în ceea ce privește conexiunea voastră. Gândurile sale coincid cu ceea ce spune această persoană. Vreau să văd ce este la baza pachetului. Următoarele patru cărți vor reprezenta gândurile reale ale acestei persoane în ceea ce privește conexiunea voastră, iar cea de-a cincea carte reprezintă concluzia finală să vedem și ultima carte. Deci ceea ce este aici este legat strict de conexiunea voastră, de gândurile pe care le are cu relația voastră. Prea multe, vreau o singură carte. Le voi lăsa pe astea trei, tot ies multe cărți. Haideți să vedem, așa cum am spus, la baza pachetului, gândul cel mai ascuns în legătură cu conexiunea voastră. Coincide ceea ce îți spune cu ceea ce gândește această persoană?
Această persoană știe sigur, este foarte sigură pe sine, știe că te-a cucerit, da, și că ești la picioarele sale, indiferent de ceea ce face sau de ceea ce nu face. Este foarte sigură această persoană pe influența pe care o are asupra ta, pe puterea pe care o are asupra ta. Știe că te-a cucerit și că chiar dacă acțiunile sale sunt puține, ceea ce îți spune te influențează foarte mult și te face să nu iei o decizie. Carta magicianului este foarte, foarte manipulatoare această persoană. Ceea ce gândește este pentru a obține ceea ce își dorește. Are anumite intenții, are anumite interese această persoană. Magicianul vorbește despre manipulare. Magicianul obține ceea ce își dorește, da? Dar manipulează energii, da? Deci să vedem mai departe. Foarte multe blocaje în mintea acestei persoane. Dar în același timp, nu pot să spun că nu gândește cum să repare această distanță între voi. Gândurile și emoțiile sale cumva sunt în concordanță, da? Pentru că nu este foarte mulțumită această persoană de ceea ce se întâmplă acum. Își dorește, se gândește la o soluție, se gândește la cum să repare această distanță între voi. Își dorește să obțină ceva de la această relație. Este clar, magicianul aici ne spune că își dorește să obțină ceva. Poate că vom vedea în continuare, dar ca și gânduri, își dorește, are, cum să vă spun, și pro și contra. Este și pro și contra acestei relații. Își dorește și să fie alături de voi, dar sunt și anumite interese la mijloc pe care voi fie le intuiți, da? Intuiția voastră este foarte puternică și sunteți siguri de acest lucru, fie aveți anumite bănuieli. Este nevoie de timp ca această persoană să vă spună cu exactitate ceea ce gândește. Și haideți să vedem concluzia finală. Concluzia finală este că această persoană trebuie să aleagă între două situații. Și nu știe, încă nu a făcut alegerea. Chiar dacă v-a spus că a făcut alegerea, alegerea nu este făcută. Această persoană pendulează între două situații. Dacă această persoană v-a spus că a rezolvat, e să știți că nu, situația încă persistă în viața sa. Și se gândește ca momentan să mai penduleze, pentru că, așa cum am spus, are anumite interese. Dar își ascunde, această persoană este destul de ascunsă și față de voi poartă o mască. Clar, pentru că are un secret. Știe că în curând va trebui să aleagă, pentru că ceea ce dai, aia primești. Da? Știe că va veni ziua în care va trebui să dea socoteală. Și nu știu cât este de pregătită această persoană pentru a da socoteală în fața voastră, pentru că poate adevărul va ieși la suprafață. Această pendulare între voi și o altă situație, indiferent care este cealaltă situație pe care o ascunde, nu va putea să o mai ascundă mult timp.
dar este o persoană indecisă care va ascunde lucruri. Și știe că atunci când vine și vă promite că în curând lucrurile se vor rezolva, această putere a cuvintelor vă face pe voi să mergeți mai departe. Dar această persoană nu știe că în curând, adică știe că în curând lucrurile nu se vor rezolva. Pentru că încă nu poate să rezolve această situație. Este un blocaj foarte, foarte mare între voi pentru a fi rezolvat curând. Avem cartea timpului, da? Cartea cu numărul 2, care poate însemna 2 luni sau chiar 2 ani. Fiind o arcană minoră, ne ducem mult în timp. Deci, această situație pe care, fie că această situație durează de 2 ani, în care pendulează, fie se va termina ca și timp până la 2 ani. În care, da? Forța cuvintelor sale speră să mai aibă efect asupra voastră. Haideți să vedem ca și sentimente ale acestei persoane. Vă iubește cu adevărat sau vă spune ceea ce știe că aveți nevoie, vreți să auziți? Care sunt sentimentele sale reale, dincolo de cuvinte? Pentru că, până la urmă, cuvintele rămân doar cuvinte dacă ele nu sunt puse în aplicare sau nu sunt demonstrate. La baza pachetului legat de voi, la fel, primele 4 cărți vor reprezenta sentimentele acestei persoane și concluzia finală. Bun, au ieșit 2. Deci, da, poate că această persoană minte, poate că această persoană manipulează, dar sentimentele sale sunt foarte profunde. Îi este teamă să vă piardă. Unul lângă celălalt, mână în mână, reprezentați totul. Fără voi, această persoană se prăbușește, este la pământ. Sunteți echilibrul fizic, mental și emoțional al acestei persoane. Sunteți persoana care scoate din întuneric. Sunteți persoana care ați făcut și faceți să vibreze. Sunteți soarele, sunteți lumina din viața acestei persoane. Dacă această persoană vine, pleacă, vine, pleacă, este tot timpul un on-off, este datorită faptului că situația pe care fie v-a spus că a rezolvat-o, fie v-a promis că o rezolvă, nu știe cum să o facă, pentru că situația este foarte, foarte grea acolo, este foarte gravă. Și probabil că ați descoperit anumite adevăruri și decât să vă mintă, preferă să fugă, să dispară. De fiecare dată când vă întâlniți, când vă vedeți, această persoană renaște. Sentimentele sale sunt atât de profunde încât dorește să rezolve, să iasă din acest întuneric, să rezolve odată această parte ascunsă și să scoată relația voastră la suprafață, un nou început așa cum v-a promis. Dar această persoană nu are curaj. Cartea împăratului în poziție răsturnată.
Această persoană nu are curajul de a-și asuma. Împăratul vorbește despre asumare. Împăratul vorbește despre responsabilitate. Împăratul este o persoană foarte logică și foarte rațională. Și chiar dacă sentimentele sunt acolo, sunt foarte profunde, alege logicul și raționalul înaintea sentimentelor. Este și o persoană care este manipulată. Este o persoană care se ascunde în spatele acestor sentimente. Da, se și joacă cu cuvintele, dar sentimentele sunt, dar știe să folosească aceste sentimente pentru a nu vă pierde. La mijloc sunt copii. Fie este diferență de vârstă între voi, această persoană este manipulată, fie de copii, fie prin copii, da? Și nu poate să preia controlul asupra vieții sale. Împăratul mai vorbește și despre preluarea controlului, ieșirea dintr-o situație de manipulare și preluarea controlului asupra vieții sale. Este manipulată prin această energie tânără, această energie a copiilor. Să vedem ca și concluzie finală, chakra sacrală și cartea controlului. Este nebunită după voi această persoană. Foarte multă pasiune, foarte multă creativitate, foarte multă sexualitate, dar pe care o ține sub control. Fie pentru că această persoană la rândul său este controlată, este supravegheată din umbră, mișcările sale sunt controlate, fie își controlează pornirile. În ceea ce privește relația voastră, este o persoană care știe să-și controleze foarte bine atât gândurile cât și sentimentele. Sentimentele sale sunt foarte profunde, dar nu vă spune tot ce simte, poate nu vă spune tot ce reprezentați pentru această persoană, din teama de a nu întoarce voi situația în favoarea voastră. Dar vă spun, această persoană fără voi este pierdută. Și tocmai de asta a intrat în niște energii ale minciunii, ale ascunzișului, ale falsității, din teama de a nu vă pierde. Pentru că dacă v-ar spune adevărul, ați întoarce spatele acestei persoane și nu știu ce s-ar face fără voi. Pentru că voi reușiți să puneți pe drumul cel drept acest om, această persoană. Și dorește crearea unei noi vieți alături de voi. Chakra creativității vorbește și despre creare. Nu neapărat a unui copil. Sau poate își dorește un copil cu voi. Sau poate este un nou născut în familia sa și de asta nu poate pleca. A mai apărut o nouă ființă și de asta își controlează și de asta dispare. Dar este foarte logică și rațională această persoană. Uneori dă sentimentele la o parte pentru că are aici o datorie. Are foarte multe secrete persoana la care voi vă gândiți și unele le bănuiți, altele le știți, dar lucrurile sunt mult mai grele, mult mai grave și mult mai profunde în viața acestei persoane decât vă arată și de aceea preferă să dispară. De aceea astăzi este alb și mâine este negru. Și haideți să vedem acțiunile concrete ale persoanei la care vă gândiți. Am ales special cărțile destinului, roata destinului.
Să vedem și ultima carte. Concluzia finală nu vrea să iasă, mai întorc o dată cărțile. Deci probabil că acțiunile sunt blocate, probabil că nu... Bun. Avem cavalerul de, de săbi. Foarte multă acțiune rapidă. Dar vorbim aici de certuri, discuții în contradictoriu, agresivitate verbală. Acțiune va fi, dar cum se zice la noi, se va lăsa cu strigături. Deci va fi cu foarte cu un război, da, va fi cu probabil că în urma unui acțiunea sa va fi în urma unui termen limit al vostru. Presiunea pe care o puneți și termenul pe care voi îl veți da. Pentru că este clar că dacă a ieșit această carte, discuțiile sunt foarte aprinse între voi atunci când aveți ocazia și deja sunteți sătui de toată această tărăgănare, toată această nebunie care simțiți că se întâmplă. Își va așeza foarte bine lucrurile, va socoti în cel mai mic amănunt. Dar promisiunile sale le va împlini. Cartea împlinirii, da? Cartea acasă. Ceea ce a promis va deveni realitate. Problema este alta. Așa cum am spus, am regele de bâte în poziție răsturnată. Este datorită presiunii care o veți pune asupra acestei persoane. O face sau nu o face? Ai termen? 2 săptămâni, o lună, să rezolvi, să-mi spui ce se întâmplă, să faci ceva. Ori e albă, ori e neagră, dar nu mai există cale de mijloc. Pentru că nu mai vreți compromis. Și atunci această persoană poate inițial va spune ok, s-a terminat, dar este doar momentul impulsului, după care va face ceea ce... Ce a promis? Am familia fericită, cartea împlinirii, cartea acasă. Pentru că și pe această persoană deja a obosit-o situația în care se află. Minciunile, ascunzișurile, faptul că trebuie să aibă grijă ceea ce spune, să aibă grijă la ceea ce face, pentru că se află sub lupa voastră și îi... observați fiecare acțiune, îi cântăriți fiecare cuvânt, îi vedeți fiecare gest și deja în situația asta v-a epuizat pe amândoi și consideră că este momentul să rezolve. Deci da, va acționa, dar după o ceartă destul de aprinsă care aparent s-ar zice că se duce către finalizarea relației voastre, dar nu. Este doar o aparență, pentru că această persoană, chiar dacă va fi o ruptură între voi, așa cum am spus, aparent definitivă, îți va scrie, va sta, va analiza, va gândi, își va da seama că aveți dreptate, îți va scrie și
veți ajunge să formați un acasă. Situația este stresantă atât pentru voi, cât și pentru persoana la care voi vă gândiți. Ca și zodii, avem zodiile foarte puternic, ai zodiile de foc, da? Berbec, leu, săgetător. Urmează zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn. Zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător. Apa este foarte puțin implicată aici, dar nu înseamnă că nu este o etalare și pentru voi. Poate fi ascendentul, descendentul sau luna natală. Dacă nu vă regăsiți în zodie sau poate este zodia persoanei la care voi vă gândiți. Fie zodia voastră, fie zodia persoanei la care vă gândiți. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc să aveți multă înțelepciune, să luați decizia și să acționați pentru binele vostru și așa cum considerați voi că este cel mai bine pentru voi și conexiunea voastră. La revedere!